Horn? Horn. A pus horn, facem iarna, facem foc, după acolo este fum. Da, țineți frumoși. Țineți, uite. Bravo. Misiune îndeplinită. Se pare că n-am găsit pe nimeni aici. Mageta, îți place mașina cum a ieșit? Îmi place, e super wow. E super wow? Dar nu l-ai văzut, mă, cu noapte. Da, cine? Da, deci eu. Astăzi mă duc la munte, uitați, m-am și îmbrăcat în pădurar. Eu când mă dau cu el. Vezi tu, t-ai tras acum, acum ești în timpul postului. Aici, mă pun sărăt aici. Vreau numai niște brânză, că m-am trezit cu o poftă de brânză. Și uitați ce brânză are mama Jet aici. Mănc un pic să am energie. Un pic. Mă duc la munte cu Jetta. Din care mai dau pe acolo, pe la uițele noastre. Pentru că trebuie să coborăm în scurt timp. Dacă tot am modificat Jeep-ul, urcă trebuie vedea că îți place. Dacă tot am modificat jeepanul, trebuie să dăm o probă pe munte, să vedem cum se descurcă. Ce e ăla? Horn? Horn. A pus horn, facem iarna, facem foc, după acolo este fumul. Ok, horn. Îți place? Ce scrie pe volan? Scrie Nissan. Nu, păi da, dar inițialele aici, alea. Aici, Iancuster. Iancuster, pe altceva, nu? Da, să pui inițialele mea, băi. Păi las, pe la următorul Jeep pune inițialele tale, să mă duc. Mă, vânzare bună. Vine poliția, fugiți! Ce să... Bă, dar ce se întâmplă cu... Am crezut că e poliția. Am crezut că e poliția. Bun. La trupele speciale NATO acum, vă rugăm frumos. Luați de cald cu treaba asta. Dar ce mașină avem, dragă, și place. Ce... Te-ai asortat cu ea? Normal. Ia uitați-o pe domnișoara Jetta aici, de față. Zici, uite, vine mașina. Ți-am blocat drumul cu poliția, îmi pare rău. Zici că mergi la vânătoare. Da, acolo. În verde. Mă duc, am vrut să iau și pe Jetta cu mine la munte, dar mai vine că udă florile. Da, am treabă. Dar îmi pare rău, drumul e blocat de forțele NATO aici. Nu știe Jetta să-l conducă. A, vecinul meu, bebe, merge să zice ok, să schimbe șurubul. Să schimbe volanul de pe dreapta, pe stânga. Băi. Ia uita, Jet. Aude motorul. Îți place? Eu sus sunt îmbrăcată elegant, că trebuie să-mi filmezi ceva și nu să lasă că te-ai asortat bine. Da. Stă bine lângă el. Jet, ai șoferiță bună. O iubesc. Am cu ce mere la vânătoare. Aia acum, da. A, da, că Jet-ul zice că vrea să-și ia pușcă. Da. Că le facem vânători acum cu ăsta, mă rog. Băi, drum frumos, s-a ocupat de el. Felicitări, la da, cuvinte. Și achetare. Te-a da. Uscat inițialele mele pe volan și am pe... Am văzut, da. Dar trebuia să le pui pe mele. Mama, auzi că trebuia pe ale ei. Las că pun pe fiecare scaun aici, mama, Jetta, acolo, Jetta, acolo, culiță. Vă pupăm, ne vedem de la munte. Cu sirena și Benny s-au speriat, chiar crede că-s de la poliție. Băi, ai crezut că ești de la poliție? Da. Hai sus. Mânc. Ce mâncai aici? Mure. Mânci mure? Da, din natură. Mâncare din natură, bă, grozav ești. Îți place? Tot avem șapcă de la Off-Road Max-ul și purtăm. Nu de alta, dar în ultima vreme n-am mai avut timp de mine, așa că nu m-am mai îngrijit, nu m-am mai tuns. Cârlig? Pe cârligul e pe spate. Spate? Te referi la troliu? N-ai, nici o troliu de la ce... Pe ce asta, cablu? Da, mă, l-am vopsit, îți place? Da, îți place. Tu dai o tură? Da. Bă, dar ce te-ai bronzat, bă. Deci, Beni, cât ai stat tu la munte? Ai stat vreo câteva săptămâni? Da. Ai stat vreo 3 săptămâni, ia uite ce te-ai bronzat. Acum am să-ți predau ștafeta, rămân eu la munte. Se duci tu acasă cu jeepul, meni. Mamă, ce, asta ar fi ceva. Bă, dar ai mai crescut, bă, atât. Am crescut, da? Forță. Îmi dai forță. Și mie mure. Îți dau. Ciobanul pune coile. În pădure acolo, în poia mea, unde rămas cu ele. Mere să vedem ce face ciobanașul nostru, că n-a mai fost de câteva zile. Să vedem pe unde ne mai duce oițele. Și uitați ce peisaj frumos avem la pădure astăzi. Bă, dar am crezut că e tank, cum am uitat acolo. Ce ai crezut că e? Tank. Păi e tank, ce să mai... Bă, ce rău. Da, cât alu. Cât ai scos din buzunar, îți scurea și eu. Cât am scos? Da. Nu mai zic. Nu mai contează, că arată prea bine. Asta, știi ce-i? Ce-i? Știi ce-i? E mitralieră, mă.
Dacă avem ceva de împușcat pe aici. E cric, Benny, cric. L-ai de la înalt, cum e jeepul înalt, trebuie să fie și cricul la fel, pe măsură. Bine. Îți place la înălțime? Da. N-am urcat tronul pe munte la cota 3500. Chiar că la cota 3500, nu chiar, dar suntem aproape aici. Uite-l cât e. Ce să bă, aici dacă vrei să bagi o furculiță, un cuțit, o de asta. Și aici, uite. Dă asta așa. Foamea pui aici, mănânci. Bine, și aici ce e asta? Acolo sertare, mănușile de meme. Bă, las-o în albi. În caz că vrei să ne antrenăm aici la munte. Bă, nu cred, bă, bă, deci nu place? Cred. Aici mai avem un sertar. Avem un pături în caz că ne ia frigul. Bă, tu vezi, bă, bă. Și aici, uite. Încă o masă. Bă, las-o în aibă, deci, bă. Îți place, nu? Bă, deci șmecher, și ăștia? Aici punem luminile la boxe frumos. Wow, bă, poți să-i șmecher, bă. Îți place, nu? Mamă, beleauă. Zici că e casă. Bă, deci e casă să moară Gibila. Aici mai poți să pui haine dacă vrei. Păi să moară pe Lego, bă, ce șmecher e, bă. Să moară pe Lego. Asta e vorba nouă, nu mai moare Gibila, nu moare pe Lego acum. Da, deci putem veni aici la munte să stăm vreo lună aici, că avem casa cu noi. Nu mă apaci ce e necesar? Am uitat să iau și mănușa la alte, să facem mușpari în cheamă noi. Bă, dar tu dau mustața? Eu dau mustața lui Benny. Ia să te văd. Tu dau mustața, uite cum ești. Ești bărbat. Tot am fost forță. Și o să-mi dăie multe teme pe cinci aia, bă. Bă, ale nici mie nu-mi plăceau. Și ce facem? Bă, știi ce făceam eu când aveam multe teme și erau grele? Le copiam dimineața, înainte de ore, de la alți colegi. Bine, nu faceți asta. Eu așa făceam pentru că așa erau vremurile. Acum trebuie să învățați. Puneți mâna și învățați. Și numai tu, numai stai prin vremurile, numai tu. Da. Trebuie, auzi, au zis profesorul tău să te pui cu burta pe carte. Ți-am adus o carte, o punem aici, o carte de asta și te pui cu burta. Așa. Dacă fac plajă iară. Faci plajă iară. Dacă stai cu burta pe carte, ci că îți vine, îți introduce informații așa. Bun? Ți-i așa în cap? Îți scoate portofelul? Ești gând. Nu, spartă. A, mă gândeam. S-ar putea ca acesta să fie ultimul vlog la munte, pentru că a venit toamna, o să vină frig, o să dea brum aici, oile o să le coborâm jos. Dar s-ar putea să mai urcăm doar cu jeep-ul să facem off-road pe zăpadă. Wow! V-am spus că fac echipă cu Benny la forțele NATO. În caz că nu ne credeți, auziți aici. Altceva. Am venit să facem legea pe munte. Aici știm sigur că nu-i nimeni. Da, pe aici adică facem legea cine trece. Animale. Lăsați în comentarii dacă vă place tankul nostru modificat. Pentru că pe noi sincer ne-au dat pe spate băieții de la Offroad Max. Stai să opresc să pot vorbi. Ne-au dat pe spate cu modificările pe care le-au făcut. Sincer, e tot ce-mi dorea mașina asta, mi se pare. Deci culiță, ne cerem scuze, frate, ne cerem. Te-am făcut scuze, culiță. Deci te-am făcut. Mi se pare ceva, un proiect unicat. E, oricum este o mașină unicată în România asta. Nu mai e. Fost și inviat, nu cred că mai e. Da. Da. Asta jumate cât am luat culiță. De mai șmecher. Unicat în România. Mai sunt 4 ale, marca asta. Nu mai sunt. Ia uite asfarul ce au pus băieții de la Offroad Max. Uite, ia uite-l pe ăsta. Avem și lumini de poliție, dar... Dar numele când domnilor polițiști, nu vă luați de noi, vă rugăm, că nu le folosim decât aici pe munte, aici în natură, decât urșii ne văd aici pe luminile astea. Nu le folosim în oraș. Ce și spui? Ia-mi când până aici, ia. Să schimbăm numărul săptămâna asta. Singurul lucru pe care trebuie să-l mai schimbăm este numărul de matriculare. Ia. Ok. Ia uitați, în inima munților găsim și un TAF. Și? Deci, ăsta e singurul capabil să fie mai puternic decât jeepul ăsta, TAF-ul. În rest, nu cred că e altceva. Dar acest TAF, de ce credeți că a urcat aici? Bă, cum vedeți, are o căruță agățată de el. A dus niște baloți, pentru că aici sunt niște zimbri, pe care o să vi arătăm și voi acum. Eu nu i-am văzut, pragmat, eu ai văzut, Benny, nu? Eu da. Benny, eu văzut. Uite, aici este și o cabană, cât am văzut atunci. Pentru că, după cum știți, da, zimbrii sunt pe calea de dispariție și aici au fost aduși câțiva ca să se înmulțească. Aici sunt doi, mi se pare. Să trăiască în mediul natural. Ia, uite, vii poartă și hai să vedem dacă îi găsim. Hai! Țineți minte. Bă, Nero, mai... Bă, cred că o dormi rău cu uitare uldor pe loc. Stai, bă, să te curăț. Stai, bă, să te curăț. Cine-i fain? Cine-i fain? Să
pare că n-am găsit pe nimeni aici, așa că o să intrăm prin efracție, sărim peste gard. Super. Dacă este cineva aici, cred că ne ceartă, dar acum, aia, vrem să vedem zimbri, nu? Da. Vrem să-mi exersez abilitățile fizice, să văd dacă mă mai descurc. Elma, să mă vezi pe mine ce mă descurc eu. Bă, la gard cu curent, Beni. Bă, nu vezi care mânere din alea acolo? A, dar are mânere. Dar te ține să intrăm printre, să vedem dacă ne curentează. Păi că intru eu, pe bune, eu chiar intru. Deci dacă intri așa ușor, fără să atingi, nu te curentează. Dacă atingi, te curentează. Hai să te văd. Dar bă, zimbrii-s periculoși, bă, dacă-s mari, ne iau în coarne. Adică tu zi, eu... Nu, ai grijă să nu te curentezi. Ai curaj, bă, ai grijă. Bravo, bravo, bă. Nu iată să văd eu, pot? Ține. Mamă, dacă mă curentez. Hai cum? Bine, nu curentează tare gardul ăsta, dar îți dă un șoc destul de urât. Hai, atinge dacă ești mecheră. Pățit odată. Hai, te provoc eu să-l atingi. Păi lasă-mă. Ai, i-am putut! Forță. Forță. Hai să vedem unde zimbri. Uite, tapul ăla cum ar veni, l-a adus normalot. Deci noi am intrat acum în țar cu zimbrilor. În caz că... În caz că se iau după noi zimbrii, noi trebuie să fugim și să ieșim din gardul electric. Și dați seama că dacă o să alergăm, o să ne curentăm când ieșim, că o să fim... O să fim în fugă. La umbra aici sau acolo? Rupe-o! Ce fac? Asta e ciupercă de aia nebună. Ia și mănâncă. Băi, am glumit, nu mânca. Ia de-o. Bine. Nu cred că e otrăvitoare, dar nici foarte bună n-o fi. Bă, nu mânca, băi. Da, am gustat-o. Ai gustat-o. Poate de-aia ce-ți dă halucinații. Ciuperci de-aia la halucinogene. Deci, nici urmă de zimbri aici. Probabil deci că eu s-au... i-am văzut, dar el nu l-a văzut. Beni, eu am văzut când erau aici, în locul ăsta, acum câteva zile. Dar acum probabil s-au băgat la umbră în pădure și n-ar o să-i căutăm pentru că sunt câteva hectare aici. O să ne pierdem toată ziua. Da. Dar o să mergem să vedem ce fac cățelușii noștri, pentru că după cum știți, avem 8 căței micuți pe și care v-am promis că vi dăm vouă doritorilor și au venit acolo la cabană jos. Cred că au mai crescut puțin și câteva zile coborând de la munte. Punem mâna. Deci, ce curentează, măi! Curentează, așa, ia să văd și eu. Nu este curent pe gard din fericire. Deci dacă atingeam înainte, nu ne curentam. Dar noi... O testat Beni că e mai curajos. Haide, tăticule. Haide, tăticule. O, e poarta asta de mare. Ne urcăm în tăcut și mergem să vedem ce fac cățelușii. Ia uite flămânzii. Ia uite flămânzii, bă. Ce ai tu? Ce? Vrei să mă muști? Eu că vreau să mă muști. Stai tu, pe mine vrei să mă muști. Stai mă, lasă că te mușcă. Ce e, tati? Cuțu. Ce e, tati? Păi tu pe mine mă muști, tati, eu-s de-a tău. Tu crezi că eu străin? Ce e, tati? Ce e, tati? Vezi ce protectivă e cățelușa? Da. Cu căței. Ce e, daga mea? Ce? Nu m-am mai recunoscut. Ce, bă? Tu ce faci? Ce faci? Ia uite ce mare crescut ăsta, ce dulă, ui. Sunt 8, așa-i? Da. Trăiesc toți, așa-i? Uite pe Nero 2. Ce fac, bă? Ăsta chiar că e Nero 2, ăsta are și culoarea lui. Nu, uite pe Nero, uite ăla. Care? Ia uite ce fain-s. Bă, dacă țeau nu m-am mai recunoscut, mă, vreau să mă muște. Tu vei te mă muști, da, gă mea. Eu cred că apăsă cap. Uite, ce fain. Oaia acolo se așteaptă. Ia uite, bă, ce fain. În câteva zile o să-i coborâm jos pe acești micuți drăguți. Iar, după cum v-am spus, cei doritori de a intra în posesia lor, să-mi lase un mesaj pe YouTube sau pe Instagram, unde vreți voi. Mi-ați lăsat câțiva dintre voi mesaje, v-am salvat numărul, să vă sun când îi coborâm și să vi dau. Dar mai avem de dat. Uite ce frumos e. Ce e gasule, că te spargi de gras. Noi o să oprim vreo 2-3.
Îți place? Super! Iubirea noastră! Îmi doare mâna! Da! Au, au! Ce face și în vârful munților, frate? Rolex? Ia să vedem ce ceas ai acolo. Bun. Rolex cu diamante. O lași pe Benny. În vârful muntelui și aici face, face, uite, ceasuri de aur, vârjel, treburi. E altceva, Benny. Am ce spui, noi ne punem la masă pentru că avem măsuța cu noi. Am ce spui, băgăm niște brânzică de la mama Geta. Niște costiță. Niște roșii corespunzătoare. Și avem energie cu astăzi. Am ce spui, Rolex, și nu știe mersul. Ăștia când mă fac cum îi apucă stresul. Merg cu GLS-ul, cu PVVS-ul, iubesc. Bun, bun! Hai, trebuie să facem o piesă amândoi, Beni. Vă poftim la masă, fraților. Ia uitați aici, avem roșii de grădină din astea mari, bune. Am luat din piață înainte să urcăm la munte. O bucată de slăninuță fiartă, ca să nu ne rupem dinții în șoricul ăsta. Are ceva cărniță bună pe ea. Și bineînțeles, nelipsita brânză de la mama Geta. Brânză de oaie. Brânză de oaie. Cum făcea ăla pe TikTok? Brânză de oaie, picior de oaie. Brânză asta e tot, tot farmecul. Da. Nu-l mai țin pe Beni să filmeze, că știu că salivează. Bineînțeles, știi. O bine mai. Deci Beni tocmai și-a încărcat cățelușii în autovehicul. Și pleacă cu ei la plimbare. Bă, dați toți? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unul lipsește. Doamne. Dorme, așa-i? Păi, știu eu care era. Și ăștia dormeau și Ben, eu trăsit pe fiecare în parte să-i plimbe. Uite-l acolo. Du-te, du-te pe el. Mă uc ca să le-au făcut. Nu știi ce l-o lovi și pe el. Nero, tu ce faci aici? Ce fac, Ogu? Eu te văd, dar ce le place în roabă, fii atent. Mă, unde îi duci benzină? Dar nu știu cine benzină, mă plătește. Nu mai ai benzină? Vezi că unul vrea să sară. Ia uite. Hai, ce fain e-s. Bun. Ia, ia uite, hai încoace, hai cu ei aici. Am ajuns la destinație. Ia uite, mă, grădinița. Gădinița, gădinița, ține-ți frumoși. Ține-ți, uite ce cuminte-ți toți, dragii mei. Frumoși. Bravo. Misiune îndeplinită. Un tank lângă alt tank. Când ajung acasă, văd mașina lui cumnatul. Tank rusesc de America. Și ăsta e tank rusesc de România. Și ăsta e tank rusesc al lui Ileana. Ține-i tank rusesc. Ține-i frumoasă. Îi place între tancuri la Carla, uite. E mică, dar îi place să fie plimbată cu mașini mari. Mașini mari, așa, da. E? Păi dau la ce fălci are. Știu ce mă strânge de deget. Mm-hmm. Doamne! Așa e, la ăștia mici le place în mașini mari. Tătuși, tu! Cine a venit, tătuși? Mă cu nepoțica mea frumoasă. Eu eram cu iubirea mea. Carla, așa eram și eu de gras când eram mică, exact ca și Carla. Ce fălci are mine să o mânc cu totul. Alu soră mea. Da, bă, acesta a fost vlogul nostru de astăzi. Mai ai,